Bună ziua, stimate vizitatori ce mi urmăresc videoclipul. Înainte de a începe videoclipul, aș avea un mesaj. Pentru a asigura o căcare inevitabilă și eficientă, vă rugăm intrați în full screen și căcați-vă alături de mine. No, bună ziua, oameni buni, eu sunt Satana și astăzi m-am hotărât să fac un gameplay nou. O să jucăm paranormal. Nu știu nimic despre jocul ăsta, dar cred că o să aflăm împreună. It's Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Bine. Și de aici intrăm noi în rol. Bun. Ia să vedem. După cum spuneam, sunt un nebun care crede că știe să sculpteze. Și casa mea e bântuită. Aici este garajul meu. Am o mașină din... Nu. Ce pula mea. Cred că o să părăsesc acest garaj. Nu-mi prea îmi place. Nu te închide peste mine. Bun. Nu. Ce? Da, bun. Nimic în neregulă până acum. Cu excepția faptului că m-am blocat. Nimic în parter care să-mi fută viața. Viața mea se fute singură. Salutare, păpușo. La propriu. Kitchen. Aici este minunata mea bucătărie, unde gătesc zi de zi cartofi prăjiți. Ce? Ce avem în frigider astăzi? Aș vrea să mănânc o leacă. Ce? Tocmai mi s-a prins robinetul. Se întâmplă zilnic. Nimic să ne îngrijorăm, desigur. Stop. Robinetule, stop. Bun. O să continuăm turul casei. Aceasta este pajiștea mea. Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Bă, dar capul ăsta se duce în ce direcție vrea el. O să mergem sus. Pentru că... Nu! Dumnezeule! Asta de unde a venit? Nu obișnuiesc să colecționez butoaie, nu. O să urcăm sus. Pentru că probabil nu o să se întâmple nimic aici. Lumina mea este foarte performantă. Bate la o rasă de 1,2 metri. Și când am mai mare nevoie de ea, se stinge. Ușa aceasta duce spre nicăieri. Acesta este dormitorul meu plin de sânge, cu lumini aprinse, gata pentru un ritual satanic. Cred că încep să mă cac pe mine. O să mă culc. Bun. Ce? Pleacă din camera mea, doamnă. Așa. Nu am nevoie de vizitatori, nu acum. Ce? Cred că e timpul să mă trezesc. Bun. Și începem o a doua zi. O minunată a doua zi, în care totul este la fel de normal ca și ieri. Aici este baia mea minunată, unde mă cac de obicei când se pornește apa singură. Nu, 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 ce m-a atacat? Mă atacă WC-ul, oamenii umblă pe pereți la mine în baie. Pățesc în fiecare zi, nu e un motiv să ne panicăm. Acum aș vrea să mă cac în pace. Ieșe sânge din toaletă, Doamne ajută! Aș vrea să plec de aici. Cred că o să-mi vând casa, o pun pe ocazii. De ce nu pot să ies? Bun, nu! Mulțumesc frumos, casa mea îmi place foarte mult.
Da. Ce pizda, mami, măsi, măi. Cred că o să mă duc jos. Să-mi continui... Bă! O să-mi continui munca. Lasă-mă să trec, piticule, până nu-ți fut un genunchi în cap. Nu? Ce s-a auzit? Rămâi acolo, piticule, e camera ta. Nu! Deci sunt absolut terifiat, nu vă mint. Îmi bag pula, cred că mă culc. Nu pot să mă culc. Nu pot să mă culc. O să mă duc înapoi în baie. Nu! Ai de pula mea, bebelușul pe care l-am avortat când eram gravid. Eu, ca bărbat, se întoarce să mă bântuie. Aș dori să-mi bag pula în tot acest joc? Da, cu siguranță. Lumina mea nu mai funcționează, sau da? Da! Mă voi duce... Mulțumesc că mă primiți cu o asemenea ospitalitate, ca canapeaua mea plutește. Nimic anormal, o să mă duc jos. Nu pot. O să... Nu! O să privesc doar atunci cum canapeaua mea plutește și lucrurile se mișcă singure prin sufragerie. Încep să mă obișnuiesc. Sper că ăla-i televizorul. Chiar sper din tot sufletul că ăla-i televizor. Nu! Ce? Da. Nimic, nimic special. Nimic special în asta. Noi doar o să ne continuăm rutina zilnică și voi încerca să stau pe această canapea care nu are absolut nimic în neregulă. Ce? Fato, lasă-mă în pace. Îmi bag pula, nu mă mai duc în pod, nu mă mai duc în pod. Așa alerg, zici că am băut 12 butoaie de bere. Ce scrie aici? Sarah. O să mă uit pe geam la o priveliște minunată. Ce s-a auzit? Bucătăria mea de zi cu zi. O să mă duc și o să văd ce scrie pe perete cu sânge. House is evil. Mulțumesc frumos. Avem ficați de bebeluș pe jos. O palmă. Nu! Ce? Cine? Batteries are getting low. I better charge it when I go to bed tonight. Desigur, o să mă duc în pat. Ce? De ce plânge o vacă la ușa mea? Ai de pula mea, ce joc! Nu, 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 fugi pe scări, mă, fugi. Bine, mulțumesc frumos că îmi blochezi calea. Ai putea să pleci, te rog, de acolo până nu mă cac pe tine. Vaca încă îmi plânge la ușă. Du-te. Du-te. Mulțumesc frumos pentru înțelegere și cooperare. Te rog, să nu se întâmple nimica. Lasă-mă să închid ușa. Mulțumesc frumos, acum o să mă culc. Haide, nou, oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul și țin să vă anunț că asta a fost doar încălzirea. Aveți aici partea a doua unde lucrurile devin și mai oribile. Da, se poate.